A petrecut de 1 mai, s-a îmbătat, s-a urcat la volan și a fost prins de oamenii legii. Așa poate fi descrisă în câteva cuvinte o întâmplare petrecută la Cenad, cu mențiunea că tânărul de 28 de ani în cauză nu deținea nici permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării a rezultat o valoare de 1,07 mg per litru alcool pur în aerul respirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui vehicul vehicul sub influența alcoolului, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPG Caraș-Severin.